venit cu viteză tare și n-au apucat să mai frâneze. Aveau 160 de km lor și nu mai apucat să pună frână sau ceva. Accidentul a avut loc duminică dimineață pe un drum județean din Brașov, între localitățile Târlungen și Budila. O căruță în care se aflau 3 copii și bunicul acestora a fost izbită violent din spate. A murit și calul din viteza aia. E mor calul. Un cal mare, pe un cal, în spate, pe un copil, 2 copii. Căruța a fost proiectată pe contrasens într-un alt autoturism. Cei 4 din utilaj se întorceau acasă de la un târg. Am văzut că mi vine cu viteză tare și ea la frontal din spate pe băiatul cu căruța din față. Puteți aprecia cam ce viteză avea omul că i-a lovit? Cât să zic așa, 130-140 maxim. După aia a aruncat căruța în fața noastră mașină, m-am dat jos, am ridicat, când am văzut copilul acolo jos, l-am ridicat copilul sus, m-am uitat la el, m-am muiat. N-aveam ce să fac. În urma impactului extrem de puternic, 2 fetițe de 3 și 14 ani au murit pe loc. În urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime, 3 dintre acestea fiind transportate la spital. Pentru 2 persoane, cadrele medicale sosite la fața locului au declarat decesul. Bunicul acestora și un adolescent de 16 ani au ajuns la spital cu răni grave. Șoferul care a provocat accidentul a mai fost implicat într-unul chiar în același loc. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor producerea accidentului rutier.